Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Case Opening. Astăzi jucăm iarăși pe site-ul vostru favorit, Hellcase, că și al meu, dar știu că vouă vă place foarte mult site-ul acesta și este foarte amuzant să deschidem cuțite pentru că avem new knives și cuțitele astea sunt destul de mecheroase. Nici nu mai țin minte ce mi-a picat data trecută. Parcă, ceva autotronic, parcă Goodnife autotronic sau Bayonet, nu mai, nu, nu mai știu. Uh, însă astăzi haideți să începem cu un M4, ok? Uh, nu mai știu cum funcționează asta. Ah, da, ok, ok, gata, hai, hai să zicem Primul skin de astăzi va fi un M4 și este un... Ai, ah, cam shit. Îi dăm sel pentru că nu avem ce să facem cu el. Um, haideți să deschidem un AK. Un M4 și un AK. Ce ne pică, ce ne pică. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă plac episoadele de case opening. Mm -mm, norocul nu e cu noi astăzi. Nu am de ce să țin skinurile acestea. Um, încercăm o dată norocul pe M4. Come on, come on. Hai la tati, un Asimov era... Ok. Not bad, din 5, .37. Cred că e mai scump. Poate n-a fost factor Nu, în no, fine. Ok. Ultimul, hai să vedem. Ce iese? Ce pică? Un M4A4 Asimov Factory New Star Nu știu dacă există. Ok. E bunicel. E bine. Ok. Acum să lăsăm la final New Knives. Ce ziceți? Un fade de a de 8 dolari. Poate să pice un cuțit? Cine știe? Who knows? Hai să vedem. Opening. Poate joacă multă lume și s-a... Opri, oh, nu, ok, merge, merge. Dă-mă și mie un cuțit, n-am deschis niciodată un cuțit aici. Oh, atât de aproape, 4 dolari, ok, hai să mai încercăm o dată. Asta e 8 dolari, e cam scumpic el, dar nu știu, parcă simt eu așa ceva bine azi. Durează cam mult când deschidem cutia asta, nu știu de ce. Vedem în stânga, de fapt nu vedeți de capul meu, oh, de ce apar cuțitele la început? Vreau să apară la final, Ala nici nu are poză. Păi... mă enervează! Sunt o mie de oameni care joacă. Încă o dată, încă o dată, încă o dată. Hai, simt cuțitul. Vreau un cuțit de aici. Mă concentrez, haide! de. ok. Să nu apară la început cuțitele. Vreau la final. A, asta e shit. 5 dolari. Fuck me, dude. Ok. Um... Hai un AVP. Deci ce să nu deschidem un AVP? Uite-l cum vine. Hmm, parcă sunt mai scumpe AVP-urile. 2 dolari? Eh, în fine. Hai încă unul. Încă unul la băiatul. Un dragonlor. Uh, dragon lor. Safari mesh. Uah, vomit. Nu vreau safari mesh. E nașpa. Oare lumea chiar folosește safari mesh? Adică mă gândesc că mai bun decât la de faul, dar... Pit Viper. 069. Ah, azi nu e norocul nostru, băieți. Norocul nu e cu noi astăzi, mai bine zis. Ca să vorbim și corect românește. <fie> <fie> safari mesh! No way, dude! Ah, urban. Ok, aici poate ne picam cu e 8 dolari asta că n-am văzut. Cred că da. Mai bine nu deschidem A, oh, cum se o... Bă, nebunule! Stai puțin, e 8 dolari? Nu, e 4, ok. Bă, aproape de cuțiță oprise. Mă păcălește mereu! Îmi dă pe la nas cu ele. Bă, ce shituri. Depinde de norocul tău. Poate să-ți un cuțit dacă ești norocos. Premium? Ce nevoie ai asta? Nu știu ce să zic, adică e 35. Hai să deschidem. Deci de la 150 cu 35, 60, 70, 85. Deci avem. Și după aia deschidem de ok? Hai să vedem, sper să pice ceva bun. Gaben, please. Ceva să nu fie shit. Aaaa. Ok, stai puțin că a fost bine. Deci ne-am deschis de 35 am primit 55. Ok. Not bad. Not bad. A fost bine. N-am prea știut -am cum să reacționez pentru că mi-am dat seama dacă era un item sau nu. O, doamne, ok. Toată lumea a intrat pe videoclipul acesta pentru acest moment. Și știu că am zis acesta și acest. Mă repet, dar hai să-i dăm drumul. Ce cuțit aș vrea eu, nu știu, un carambit lor? Sau un uh, Carambit Gamma Doppler? Mm. Hai să lăsăm pe Gaben să decidă. Ceva bun astăzi, Gaben, pentru mine. Pentru clientul tău fidel. Mm. Se putea mai bine, deci din 150 de dolari am luat 136 înapoi. Ok, ok, ar fi mișto să-ți și prețurile pe ele ca să știe exact cam cât ar costa fiecare. Um, decent, putea să fie și mai rău, hai să ne gândim la asta, puteam să iau un de 50 de dolari sau naiba știe, un cuțit, dar e ok, n-a fost spectaculos ca de obicei, dar e ok, pentru că am luat din asta, din 35 am făcut 50 și ceva, mm, e ok, da, 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 da. da. Vom ok, episodul, aveți în descriere un link dacă vreți să vă jucați și voi și să primiți câțiva dolari gratis, poate deschideți de o cutie, două, link în descriere. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și, gata, așa, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare, pa, pa!